Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la Piața Unirii. Lista surprizelor pe care ne le face președintele Igor Dodon continuă. Acesta a recunoscut într-o declarație din cadrul vizitei sale oficiale la Moscova datoriile Transnistriei pentru gazul natural, drept datoria totală a Moldovei, în valoare de 6,5 miliarde de dolari. Suma este una uriașă pentru țara noastră, fiind egală cu întregul produs intern brut a Republicii Moldova. Acesta a spus că la Chișinău se examinează variantele posibile pentru achitarea datoriei față de compania rusă Gazprom. În același timp, șeful statului, care amintim pe 17-18 ianuarie a efectuat prima sa vizită oficială în Rusia, a menționat că la Chișinău se examinează variante posibile pentru achitarea datoriei față de Gazprom, pe care Moldova, prin dreapta ministrului, o are în sumă de circa 500 milioane de dolari. Potrivit lui, concernul Gazprom nu împarte datoria în cea a Transnistriei și cea a Moldovei. Potrivit acestuia, aceasta este o datorie comună. Am luat în vizorul ediției de astăzi și acest subiect, întrucât nu ne lasă rece și considerăm necesară o analiză, să oferim câteva puncte de vedere și în această chestiune, alături de invitații din această seară la Piața Unirii. Bună seara, o să-i zic invitațiilor domnului Valeriu Munteanu, deputat din partea fracțiunii Partidului Liberal, ministru al mediului. Bună seara! Deputat nu mai sunt. Nu mai sunteți, doar ministru al mediului. Și Gheorghe Costandache, doctor în economie. Bună seara și noastră! Urmărim pentru început un subiect la tema despre care am ales să vorbim în această seară și revenim la discuția noastră. În timpul vizitei sale la Moscova, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a discutat cu reprezentanții ai Gazprom despre datoria pe care o are Moldova la compania rusă. Acesta a vorbit și despre soluționarea datoriei la Gazprom a Chișinăului, ce ar constitui circa 6,5 miliarde de dolari, dintre care doar 500 de milioane aparțin Republicii Moldova, restul 6 miliarde fiind ale Transnistriei. Potrivit lui, concernul Gazprom nu împarte datoria în cea a Transnistriei și cea a Moldovei. Avem anumite idei cum să ieșim din această situație. Datoria din dreapta Nistrului este de circa 500 de milioane de dolari, iar din stânga Nistrului de circa 6 miliarde de dolari. Trebuie să înțelegem că toată această datorie, de peste 6,5 miliarde de dolari, este datoria totală a Moldovei, a declarat Igor Dodon. În același timp, societatea civilă critică dur declarațiile controversate ale noului președinte. În relațiile cu Republica Moldova, Federația Rusă, profitând de corupirea, incompetența clasei politice din Republica Moldova, precum și de prezența agenturii rusești, pe parcursul deceniilor a creat niște capcane pentru Republica Moldova. În domeniul energetic, aceasta în primul rând se referă la relațiile dintre Republica Moldova și Gazprom. Declarațiile lui Dodon, oricât de Dodon ar fi fost el, nu sunt întâmplătoare. În același timp, câțiva internauți au organizat un flash mob ca răspuns la declarațiile scandaloase ale lui Dodon. Tinerii au venit cu propunerea de a expedia facturile pentru gazele naturale la adresa președintelui, pentru ca acesta să le plătească și facturile lor. Menționăm că delegația Republicii Moldova, în frunte cu președintele Dodon, s-au întors din prima vizită efectuată la Moscova. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook că a îndeplinit sarcinile propuse. Am revenit la Piața Unirii. Domnule Costandache, Igor Dodon a spus că la Chișinău se examinează variantele posibile pentru achitarea datoriei față de Gazprom. Vă întreb cam ce variante ar putea fi discutate în condițiile de acum, când miliardul furat continuă să rămână tot pe umerii cetățenilor, când se supraviețuiește într-un stat la limita sărăciei și când produsul intern brut al Republicii Moldova e cam tot atât de mare precum și datoria. Da, exact. Pentru 2016 se prevede o creștere a PIB-ului cu puțină creștere și va însuma în total aproximativ 136-137 de miliarde lei. Dar înainte de a face referință la cele 6,5 miliarde de dolari echivalent datorie față de Gazprom, trebuie să vorbim despre proveniența ei. Cum ea a apărut, de ce a apărut, de ce s-a format așa datorie, de ce, începând cu 1993-94 și până încoace, dar chiar până în 2011, transnistrenii practic nu plăteau pentru gazul natural care îl primeau, nu plăteau, iar Republica Moldova oricând, permanent a făcut în interiorul țării, din pe interior facem import
pe interiorul țării noastre. Este o chestiune care nu se poate pomeni, nu se poate face referință nici într-o țară. Deci de la tine din țară trebuie să faci import de resurse electrice. Iar acele surse electrice sunt achitate de către cetățenii Republicii Moldova la un preț cel puțin de 1,5 tarif în comparație cu posibilitățile și oportunitățile care ne le oferă Uniunea Europeană. Iată de aici trebuie să pornim, fiindcă începând chiar cu guvernările de pe timpul lui domnul Snegur, domnul Lucinski, domnul Voronin. Deci nimeni absolut nu a făcut referință la această datorie și comportamentul de dublu standard al Federației Ruse față de Republica Moldova, pe de o parte ne văd ca o țară integră, ne văd ca un teritoriu unic, pe de altă parte fac referință la cei din Transnistria, iar pe de altă parte datoria o pun pe umerii tuturor cetățenilor, pe umerii statului. Dar să nu uităm un lucru, că odată cu apariția acestei datorii, în fond, deci Republica Moldova a avut instrumente foarte eficiente, eficace, pentru a influența acele mijloace, procese, fenomene care au în Transnistria, chiar prin instrumentele financiare economice, care nu au fost utilizate. De ce nu au fost utilizate? Cred că dacă ne aducem aminte puțin evoluția din 93-94 încoace, atunci vedem foarte clar că au fost astăzi, deja și anul trecut și mai anii precedenți, au apărut schemele prin care să ceau spălări masive de bani prin acele bănci transnistrienii care aveau conturi corespondente validate de către Banca Națională a Republicii Moldova, care în principiu prin aceasta a fost recunoscută o parte a suveranității acelei zone secesioniste, zone criminale, să o numim, fiindcă ea este foarte comodă. Chiar și astăzi este comodă, încă este comodă. Și atâta timp cât interesele economice vor persista, această datorie va crește, va crește și va crește. Deci au fost posibilități, au fost oportunități de a stopa acest flagel, această, nu știu cum să numesc acest proces, însă nu s-a dorit, fiindcă eu presupun acolo au fost interese. De cine nu s-a dorit? De către cei care au stat în fruntea statului, cei care au ocupat posturile în guvernele anterioare, cei care au ocupat posturile de președinte a Republicii Moldova, de cei care au dus tratative în formatul 5+2 și alte formate și tratative, dialogul cu Transnistria și așa mai departe. Deci au fost posibilități, nu s-a dorit. Întrebarea este unde sau în ce direcție vom căuta aceste soluții de a achita aceste datorii? Da, n-am făcut referință la aceasta. Domnul Dodon a spus că căutăm pe interiorul Republicii Moldova. Vreau să spun că în interiorul Republicii Moldova nu există surse. Următorii 50 de ani nu vor exista surse. Însă este cea mai bună sursă și cea mai bun factor, cea mai bună soluție este ca Federația Rusă, așa cum a recunoscut o parte din suveranitatea lor, să le elimine, să anuleze orice datorii și asta va fi cel mai bun cadou pentru transnistrieni, fiindcă ei acolo au interese și influențează atât direct cât și indirect, atât financiar, politic cât și geopolitic. Domnule Munteanu, o să vă întreb pe dumneavoastră, v-ați consultat deja cu colegii de alianță asupra subiectului, ajuns și la guvern poate, ce soluții încercați să identificați odată ce Dodon afirmă că se examinează variante de achitare a datoriei? Problema există doar în mintea domnului Dodon. Așa. Și respectiv dumnealui acolo prin minte să caute și soluții. Absolut nimeni altcineva decât dumnealui și cu sfetnicii dumnealui de la Moscova nu caută soluții în acest sens. Aparent, problema e enunțată astăzi, pentru că și ieri au fost debitate mai multe enormități. Aparent, este o chestiune eminamente economică, unde este gestionată de mai mulți operatori economici, și Gazprom este un operator economic, și Moldova Gaz este un operator economic cu o structură anumită în care este majoritar Gazprom, după care Moldova Gaz și după care întreprinderea similară din partea stângă a Nistrului, temporar aflată în afara controlului constituțional al autorităților din Republica Moldova.
Dar, din păcate, pentru noi nu este o chestiune economică, este o chestiune imenamente politică, care face parte dintr-o chestiune mult mai mare legată de năzuințele și de dorințele Moscovei cu instrumentele sale de la Chișinău de a federaliza Republica Moldova într-o a o controla totalmente. Evident, declarațiile domnului Dodon de felicitare a lui Krasnoselski din Transnistria cu alegerea în funcție, declarațiile lui Vladimir Putin, care a spus că așteptăm în vederea federalizării nu doar vorbe de la Chișinău, ci și acțiuni. Declarațiile domnului Dodon legat de aceste datorii, care nu sunt datorii formate pe partea dreaptă a Nistrului ori noi, de la Revoluție încoace, de la Independență încoace, din sărăcia noastră, fiind foarte cum se cade, ne-am achitat întotdeauna datoriile sau consumul curent față de Federația Rusă. Nu a fost așișderea și cu cei din stânga Nistrului. Moscova a jucat, având interese economice și economice, dar mai ales politice în această zonă, Moscova a jucat, le-a dat gaz pe gratis, după care îl contabilizau undeva. Pur și simplu, 25 de ani au deschis robinetul și a curs gaz pe acolo, dar oamenii nu au plătit. La care, după care, acum încearcă să jongleze acest lucru și am văzut cât de jovial, cât de ușor și cu câtă nonșalanță președintele nou Dodon, care a speculat și a făcut temă de campanie în campanie electorală cu furtul 1 miliard, vine acum și fără absolut nicio jenă, vine să pună pe umerii cetățenilor Republicii Moldova 6 miliarde de dolari. Este o inepție, este o prostie, este o enormitate și nimeni în Republica Moldova, ca să vă răspund acum la întrebarea dumneavoastră, nici în guvern, nici în parlament, nici în altă parte, nu examinează o astfel de posibilitate. Vă spuneam, este o chestiune care ține de problema transnistriană și de soluțiile, între ghilimele, pe care le plămădit Moscova și acum vrea să le impună Republicii Moldova. Să fie foarte clar, Moscova joacă foarte tare, Moscova nu crede în lacrimile de la Chișinău, Dodon se întoarce înapoi cu mâinile în buzunar, a spus că va rezolva o serie de probleme pentru care export și multe alte chestiuni, Moscova n-a dat niciodată, Moscova doar a știut să ia, Moscova joacă tare și respectiv se va întoarce cu mâinile în buzunar acasă, mai mult decât atât, cu foarte multe angajamente luate în fața lui Putin, pe care trebuie acum să le rezolve Dodon pentru tot ajutorul pe care l-a primit în ultimii ani și mai ales în campania electorală pentru a ajunge președinte. Iar va veni umil acasă și va încerca, în detrimentul cetățenilor Republicii Moldova și doar în favoarea Rusiei, să rezolve ceea ce i s-a poruncit de la Moscova. Eu am uneori impresia că Dodon realizează mai mult decât îi cere Moscova. Eu am văzut declarațiile lui Dodon legate de denunțarea acordului de asociere, zâmbea domnul Putin foarte șiret, așa cum știe să facă dumnealui, gândindu-se, uite, băiatul ăsta tânăr are perspectivă în relația cu Moscova. El zice mai mult decât ne-am dorit noi să spună, să vedem ce o să poată face în acest sens. Nu este primul, domnul Dodon când face acest lucru. Întotdeauna au existat de la independență încoace. Moscova a avut oamenii săi prin care a încercat oameni, instituții, instrumente și alte unelte și cozi de topor prin care a încercat să realizeze interesele sale. Dar până la urmă nu rămân decât a fi niște declarații mai mult nefondate și cărora n-ar trebui să le acordăm atenție specială. Absolut iresponsabile, iar cetățeanul Republicii Moldova, indiferent că l-a votat pe Dodon sau nu l-a votat pe Dodon, trebuie să vină acum și să-i ceară socoteală. Pentru că în momentul în care pleci la Moscova și faci declarații doar pentru placul Moscovii și legat de identitatea noastră românească, și legat de granițele noastre cu România, și legat de federalizare, și legat de datorii, toate declarațiile care s-au făcut au fost pentru urechile domnului Putin și toate, fără excepție, împotriva cetățenilor Republicii Moldova și împotriva intereselor pe care le are Republica
Republica Moldova. Cu siguranță va trebui să-i cerem socoteală domnului Dodon când vine acasă, cu toții să vedem foarte exact care, de fapt, sunt, este greu și ce este neghină, mi-este ușor să, sau mi-este greu să înțeleg că există și greu acolo, am impresia că este numai neghină în tot ceea ce spune. Am înțeles. Dar totuși este o întrebare retorică de câtă competență, ori profesionalism economic dă dovadă Igor Dodon, că să ne amintim, el a fost și fostul ministru al economiei, în momentul când face asemenea declarații. Și domnule Costandar. Deci eu am analizat foarte, în multe cazuri, multe fenomene legate și de perioada în care dumnealui a luat parte din guvernarea criminală comunistă, care au adus țara la sapă de lemn. Eu am analizat foarte multe acțiuni, inclusiv și evoluția prin care au fost formate mai multe tipuri de monopol la import, export de grâne și așa mai departe. Însă, știți la ce vreau să atrag atenția? Dumnealui se prezintă, eu știu, ca economist, ca doctor în economie. Bine, despre teza dumnealui nu vreau să fac referință, vreau să fac la calitatea care dumnealui pretinde ca economist. Deci, un economist, o persoană care cunoaște foarte bine piețele financiare, mai ales piețele investiționale, nu poate deschide gura în acest sens, știind că nu există surse. Unu, doi, dumnealui și-a încălcat absolut toate competențele prevăzute de către Constituție. Dumnealui nu are absolut nimic cu segmentul economic, cu declarațiile care le-a făcut la Moscova, inclusiv cu denunțarea acordului de asociere, prin care chiar și președintele Putin i-a spus că păi, nu, poate nu trebuie de ajuns la asta, poate trebuie de revăzut ceva, trebuie de avut relații cu toate zonele geografice și așa mai departe. Deci, de la Moscova i-o dat de înțeles că nu trebuie de mers pe calea asta, dar efectele celor pronunțate, proclamate, declarate de acest individ, acest numit președinte, fiindcă eu nu-l recunosc ca președinte, fie ales, fie neales, că eu îl cunosc personal, ce prezintă acest individ, deci vreau să vă spun că trezește o mare nedumerire. Și această nedumerire constă în faptul că simplu cetățean, chiar care l-a votat, nu-l înțelege. Fiindcă sunt persoane care l-au votat, sunt persoane care înțeleg foarte bine procesele și logistica, consecutivitatea evenimentelor economice care recurg din acordul de asociere. Deci, din 1991 până astăzi, dacă luăm foarte atent într-un studiu publicat în vară, am demonstrat că din Rusia, Republica Moldova n-a primit niciun ajutor tehnic, nicio asistență, niciun suport financiar, economic. Am primit doar numai ocări, am primit doar numai embargouri, am primit doar numai războaie, arme, standarde duble, izgoniri de cetățeni și așa mai departe. Pe când de la partenerii de dezvoltare, noi am primit peste 5 miliarde de dolari din 94 până acum, asistență tehnică nerambursabilă. Iar bugetul Republicii Moldova din 2008 până acum a primit 27,8 miliarde lei ajutor, suport nerambursabil. Cine ne finanțează drumurile? Construcția drumurilor, cine ne finanțează infrastructura socială, cine finanțează proiectele. În bugetul de stat, acum sunt peste 245 de proiecte finanțate de către Uniunea Europeană. Eu nu mai vorbesc despre provocările mileniului de ajutor financiar acordat de către Statele Unite. Republica Moldova anual primește peste 150-200 milioane de euro în principiu asistență tehnică pentru reparația și reconstrucția drumurilor. Deci eu nu mai vorbesc despre Ministerul Educației, Ministerul Mediului și mai departe. Deci avem proiecte care odată proiectul denunțat, dacă se ajunge la așa ceva, totul se oprește și ne aruncă nu la 91, dar ne aruncă la 41 înapoi, dacă mă înțelegeți. Poate mai ciudat sunt acțiunile. Este, sunt lucruri foarte ciudate și aici domnul ministru are, mie mi se pare că are perfectă dreptate. Sunt niște declarații absolut sterile, populiste, prin care vrea să se manifesteze, știind că legea principală a statului, Constituția, nu îi permite, nu îi oferă așa instrumente pentru așa declarații. Deci sunt niște declarații absolut sterile și totodată
cel care vorbește de 2 ani de zile despre acel miliard furat, care a fost spus că în primul rând se va ocupa de furtul miliardului ca să fie ancheta dus până la capăt, dumnealui vine, este absolut lipsit de sens, lipsit de logică, ca economist. Vine și știind că nu ia foc, nu este niciun obiectiv, nu este absolut nimic argumentat, probat. Nefondat. Vine și aruncă încă 6 miliarde de declarații că vor fi, că Republica Moldova își asumă responsabilitatea. Dar, totuși, datoria... domnule Costandachi, cât de scump ar putea costa Republica Moldova aceste declarații și înțelegeri dintre Igor Dodon și Vladimir Putin la Moscova? Este foarte simplu de explicat aici. Dumnealui a primit finanțări din 2011 până acum masive din partea Rusiei. Atât din zonele criminale, provenienți criminale din Moscova, cât și din serviciile speciale, inclusiv de la Kremlin. Și acum toate cele angajamente care el le-a luat, el trebuie cumva să și le argumenteze, să și le execute cumva. Demonstreze cumva. Mai mult decât aceasta nu va fi. Deci dumnealui prima reformă a făcut-o când a scos steagul Uniunii Europene de la președinție, i-a retras cetățenia domnului Băsescu. Deci acestea sunt reformele cu care dumnealui vine. Deci de la momentul când a câștigat funcția de președinte până acum, în principiu nu a făcut nimic pentru ceea ce el se declara foarte părtaș la furtul miliardului, la reformele care trebuie să fie efectuate, implementate și mai departe. Deci, eu sunt de părere că, da, dumnealui vrea cu aceasta să-și facă imagine, dar mie mi se pare că totul merge în detrimentul lui, fiindcă cetățenii Republicii Moldova există o limită socială prin care mânia se acumulează și există o frică socială ca ea să nu izbucnească și să fie scos din funcții, cred că până la expirarea 100 de zile de la investirea în funcții. Eu mă tem lucrul ăsta să nu se întâmple, dar spre asta merge. Deci, prin declarațiile sale, dumnealui provoacă nemulțumiri de masă. Iar psihologia maselor... Oare nu conștientizează aceasta? Plesnească, câteodată pot să izbucnească. Ar putea să fie demis înaintea... Conștientizează, dar aceasta convine extraordinar de mult Rusiei. Iar cuvintele lui domnul Putin, că vom debloca, vom acorda, vom permite, sunt doar cuvinte goale. Și domnul ministru, într-adevăr, are dreptate. Da, nu vom vedea noi aici deschidere comercială pe dimensiunea export spre Federația Rusă. Nu vom vedea. Domnule Muntean, aveți ceva? Nu vreau să insistăm foarte mult asupra elementelor de natură economică sau rațiunilor sau lipsii de rațiuni economice din declarațiile domnului Dodon și din aceste angajamente, că noi vom încerca sau vom discuta găsirea pe interior acestor sume de bani. Știa foarte exact, are suficientă știință de carte să înțeleagă că este o inepție ceea ce a spus dumnealui, dar în declarația dumnealui era zero suport economic și 100% declarație și intenții politice. Insist prin a spune că nu putem să scoatem din context sau să analizăm individual aceste declarații legate de Gazprom și legate de datoria malului stâng al Republicii Moldova față de Federația Rusă într-un context foarte îngust, doar pe platformă economică. Mai mult decât atât, toate declarațiile și angajamentele actuale și viitoare ale domnului Dodon față de Federația Rusă nu privesc doar relația Federației Ruse cu Republica Moldova, nu privesc doar flancarea Ucrainei din stânga și din dreapta cu neprieteni, ci simbolismul și adevărata menire a domnului Dodon ca unealta Federației Ruse este ilustrată prin cadou simbolic pe care l-a făcut domnul Putin lui Igor Dodon, și anume o hartă mare a Moldovei de la 1790, o hartă militară. Rușii cred foarte mult în simbolism,
Și cu siguranță Vladimir Putin a transmis un mesaj prin această hartă, nu la Chișinău, ci la București. Spunându-i foarte clar Bucureștiului că, uitați-vă, avem un aliat aici care va încerca să zdrunce în relația cu România, care va încerca prin mesajele și acțiunile sale să redimensioneze liniștea din zona Prutului. Iar Dodon a răspuns fructuos lui Putin spunând că România are teritoriul al Republicii Moldova și teritoriul al Ungariei. Cu siguranță Igor Dodon nu a spus întâmplător acest lucru legat de Ungaria, unde nu-i treaba dumnealui, pentru că o să vedem și în viitor, dar am văzut deja acțiuni care par a se realiza pe axa Moscova-Chișinău-Budapesta împotriva României. Pentru că și anterior câteva luni am văzut mai multe acțiuni umplute de vitriol de la Budapesta către București. A se vedea obligația venită din partea primului ministru Orban pentru toți diplomații ungari la București și în altă parte să nu participe la acțiunile dedicate zilei României din 1 decembrie, când noi sărbătorim toți românii unirea de la 1918. Ori Ungaria are zi de doliu atunci când zic ei că au pierdut Transilvania. Sunt jocuri foarte mari în care Vladimir Putin și Kremlinul vor folosi această unealtă nouă și neponosită încă, pe nume Igor Dodon, în jocurile regionale în care se află și Republica Moldova. Este nedrept și va fi o pistă absolut greșită să înțelegem că Moscova va veni mâine și, zgârcindu-se, va încerca să solicite Republicii Moldova aceste 6 miliarde de dolari și asta va fi problema curată sau directă. Problema este geopolitică, nu este doar legată de relația Federației Ruse cu Republica Moldova, Transnistria, Ucraina, ci, spuneam, bătaia este mult mai lungă către Ungaria și România. Trebuie să dejucăm acest lucru. Domnul Dodon trebuie din capul locului să fie pus la punct, iar eu consider că sesizarea pe care a făcut-o fracțiunea Partidului Liberal, și sperăm foarte mult să adere și alți deputați, legați de acțiunile neconstituționale ale dumnealui, pentru că domnul Constantache nu m-a va lăsa să mint, niciun președinte și niciun alt demnitar de stat de la independență încoace nu a făcut declarații și acțiuni similare cu dumnealui. Pentru că în momentul în care dumnealui a declarat, îl felicit pe domnul Krasnoselski cu alegerea în funcție, în ce funcție este ales domnul Krasnoselski? Nu este nici director de școală într-o școală din Stânganistului și nici director de colhoz. Este așa zis președinte al așa zisei Republici Transnistrene, care se află în minte. În mod normal, dacă tu l-ai recunoscut în alegerea în funcție, în mod implicit ai recunoscut și independența Transnistriei, încălcând astfel articolul 1 din Constituție, care ne vorbește despre statul nostru integru, iar președintele, pe la articolul 78, are competențe de a veghea asupra independenței și unității statului nostru. Cu siguranță, indubitabil, cineva când ajunge președinte în Republica Moldova nu poate să facă greșeli atât de mari deliberat. Ori dacă a fost o greșeală, domnul Dodon trebuie să coboare din căruță care a venit de la Moscova și să spună foarte clar ce a avut în vedere prin aceste declarații. Altfel, buboiul va crește, iar orice neglijență din partea noastră și orice cedare la declarațiile și acțiunile domnului Dodon îl vor întări în năzuința dumnealui de a plăcea Moscova. Să sperăm că le va face aceste declarații mai devreme sau mai târziu și va ieși adevărul la suprafață. Dar de ce totuși transnistrenii, domnule Costandache, nu achită consumul de gaze și de ce Gazpromul nu își asumă acest lucru? Pentru că rușii cunosc foarte bine că transnistrenii nu achită, au rapoarte în acest sens, date, da, statistici, exact. Și așa mai departe. Deci, până mai dăunuți, până în 2014, Rusia a susținut masiv
Transnistria, chiar prin injectări de fonduri financiare. Aproximativ 100 de milioane pe an. Ocolind mai mult de 100 de milioane de dolari pe an, inclusiv și pensii și susținere financiară. Ocolind Republica Moldova. Aceasta este o încălcare gravă a normelor internaționale. Deci Republica este stat unitar. Transnistria nu este recunoscută. Iar cei care până acum au permis conturile deci, din Rusia, fiindcă în toată lumea restul au fost închise, conturile băncilor din Transnistria, sunt deschise numai în Rusia. Cei de la Banca Națională nu doresc să meargă cu demersuri ca să închidă acele conturi corespondente a transnistrienilor din Rusia. Au fost la Kiev, ele au fost închise. Acum își revin la întrebarea dumneavoastră. Dar înainte foarte ca să reveniți la întrebare, vă rog să vă păstrați gândul intact. Avem un telefon, mi se spune, din regie, okay. Pentru că și reprezentanții societății civile reacționează după vizita lui Gordodon la Moscova, acuzându-l pentru declarațiile sale, cum spune, condamnabile. Mai multe personalități din Republica Moldova au semnat și o petiție în acest sens, printre aceștia și directorul executiv Promolex, domnul Ion Manole. Bună seara, domnule Manole! Domnule Manole, dumneavoastră sunteți unul dintre semnatarii petiției privind datoria la gaz de 6 miliarde de dolari a Transnistriei pe care președintele Igor Dodon o pune pe umerii noștri. Care este poziția societății civile din Republica Moldova cu privire la acest subiect? Domnule Manole, o să vă rog să vă puneți televizorul pe silențios pentru că nu vă auzim foarte bine. Da, eu nu știu televizorul, până am plecat. Mă auziți? Da, continuați să vorbiți și vom încerca să facem mai bună conexiunea. Da, spuneam că nimeni nu poate rămâne indiferent față de o astfel de situație și mi-aș permite chiar o glumă în acest sens. A recunoaște datoria sau acest gest pe care l-a făcut președintele Dodon la Moscova, a recunoaște sau a fi de acord să și a accepta să plătește o atât de mare sumă, o sumă imensă, și a accepta într-un fel nejustificat, fără niciun motiv, fără niciun drept. Este cel mai simplu lucru. Și să ne amintim ce a spus Șefciuc. Șefciuc spunea că datoria o plătesc doar lașii. Îmi pare rău, dar domnul Dodon a făcut o mare greșeală și probabil va costa foarte mult din punct de vedere politic. După cum spuneam, acest gest de a accepta o datorie pe care nu trebuia să o accepte, ar fi fost cel mai simplu lucru pe care și l-ar fi permis oricare președinte sau funcționar public sau politician din Republica Moldova, dacă ar fi avut această posibilitate. Dar nimeni nu s-a permis acest lucru și noi ne dorim ca cetățeni să avem un frunte a țării, să avem guvernanți, politicieni și funcționari publici care să fie capabili să negocieze și să, prin căi diplomatice, prin căi politice, să poată apăra și promova interesele cetățenilor. Da. Din păcate, ceea ce se întâmplă în ultimul timp, vedem că interesele cetățenilor nu prevalează. În afară de societatea civilă, cum credeți, cine ar trebui să ia atitudine și să întreprindă ceva pentru a opri valul declarațiilor și acțiunilor nesăbuite și nocive ale lui Igor Dodon? Care este îndemnul noastră și față de cine? Înțelegeți, un președinte nu poate guverna împotriva cetățenilor. Și el nu poate lua decizii neconsultate cu populația și necoordonate cu diversi actori, inclusiv cu instituțiile statului. Nu cred că, și slavă Domnului că avem un stat de drept, cel puțin declarativ, unde avem cel puțin trei puteri în stat. Avem cele trei puteri în stat, executiv, legislativ și justiție. Și respectiv, din acest punct de vedere, acestea rămân a fi declarații, care evident au consecințele lor la nivel politic. Dar ceea ce pot face cetățenii, vom vedea. Acum depinde de forțele politice, dacă vor putea să mobilizeze sau vor putea să direcționeze
să zicem așa, furia sau neînțelegerea și revolta populației, ca ei să transmită un mesaj foarte clar președintelui că nu mai este președinte de partid, dar este totuși președinte de unii țări și trebuie să aibă un comportament ca atare. Asta este, este îndemnul dumneavoastră, domnule Manoli, pe finalul acestei discuții telefonice. Și vă mulțumesc pentru această intervenție la Piața Unirii. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Da, mulțumesc și eu, la fel. Am rămas să revenim și v-am rugat să vă păstrați intact gândul pe care... Eu o să-mi continui gândul, să revenim la datoriile, nu la datoriile, dar la injectările de finanțe, de bani care le făcea Federația Rusă pentru transnistreni. Deci există o soluție foarte ușor de implementat. Deci soluția este ca, dacă Rusia nu înțelege, se face apelul respectiv la Organizația Națiunilor Unite și la Fondul Monetar Internațional, prin care ei obligă Rusia ca să le, deci să le suspende acele conturi. Și atunci ei își deschid conturi corespondente la Banca Națională și atunci orice flux, mișcare de capital din Transnistria se face exact numai cu acordul Băncii Naționale. Însă să revenim la produsul pe care el l-a produs zilele acestea. Deci, declarația privind cele 6,5 miliarde de lei, v-ați întrebat dacă Gazpromul ar putea să-și asume. Nu, Gazpromul n-ar putea să-și asume, însă există o schemă foarte clară. Deci, Moldova Gaz este o societate pe acțiuni, un agent economic. Și în Federația Rusă niciodată nu va pune în direct problema acestei datorii cu strictețe și foarte agresiv. De ce? Fiindcă în cazul acesta, și Rusia dacă vine cu așa problemă, este cu atât mai bine pentru Republica Moldova, fiindcă toată datoria este de partea, este o creanță a Gazpromului față de Moldova Gaz. Și în condițiile când un agent economic nu își poate onora obligațiunile financiare, atunci el intră în capacitate de insolvență. El singur pe el. Și deci, da, și atunci este foarte bine pentru Republica Moldova. Du-te, domnule Dodon, și mai fă câteva declarații și cere chiar cu Rusia să vină să ne impună aceste datorii. Atunci, conform procedurilor legale, această societate pe acțiuni intră în insolvabilitate, se pornește procedura de lichidare și orice datorie se duc pe compania mamă sau pur și simplu se anulează de la sine. Iată, cam așa trebuie de făcut. Și așa trebuie să fie. Însă, dacă revenim la domnul Dodon, deci, pe de o parte, este și un efect pozitiv aici. Și lasă să fac datorii, cum se numesc, declarații inutile, deci declarații false, declarații care nu-i permite legea, deci Constituția Republicii Moldova, că domnul Mutinaru a făcut referință la articolul respectiv. Și prin aceasta, el își sapă tot mai mult și mai mult groapa spre jeratic, ca fotoliu de ceară să-i stopească, scadă exact acolo. Și exact așa va face. Deci, un președinte normal la cap nu trebuie să vie în detrimentul societății, în detrimentul celor care l-au ales, dar să apere interesele cetățenilor, interesele țării, să apere țara în general. Iar acum ce ține de instrumente pentru a-l pune la respect? Există foarte multe, instrumente. Exemple, societatea civilă se va autosesiza și va cere Parlamentului ca să ceară socoteala acestui președinte, nu știu cum să numesc, președinte, în principiu, președinte, așa să-l numim, președinte Dodon. Deci, iar prin procedura legală, prevăzută de Constituție și prevăzută chiar de legile care a fost votat de către dumnealui și fracțiunea lui, deci va fi demis din funcții. Va fi demis din funcție chiar prin procedura de impeachment. Și aceasta și deja sunt motive foarte grave, deci încălcări foarte grave, care dumnealui nu a călcat numai o dată pe o greblă, dar mai multe greble odată că a călcat. Să mai autosesizeze și Curtea Constituțională și cine mai responsabil. Există procedura legală. Din păcate pentru domnul Dodon, în momentul în care va continua să insiste în interesele Federației Ruse proiectate în Republica Moldova, cu siguranță cel mai proximă
adresă pentru dumnealui este Federația Rusă, iar soarta cu siguranță va semăna foarte mult cu acea a fostului președinte ucrainean Ianukovici, care a încercat să oprească procesul de apropiere a Ucrainei față de Uniunea Europeană. Dar mite să încerce să pună pe umerii noștri datoriile Federației Ruse sau să denunță acordul de asociere. Aceste lucruri trebuie discutate acum cât coboară domnul Dodon din căruță și vine acasă și cu siguranță acest lucru îl vom discuta și în majoritatea parlamentară, și la parlament, și la guvern, și va trebui să găsim acele instrumente constituționale, legale, astfel încât cetățeanul Republicii Moldova să înțeleagă foarte exact că președintele poate să fie tras la socoteală pentru nesăbuința sa, iar cetățeanul Republicii Moldova să fie sigur că nu îi se va întâmpla ceea ce plămădește Moscova, nici punerea pe umerii lor a 6 miliarde de dolari și nici denunțarea acordului de asociere și nici orice alte scenarii apocaliptice pe care le pregătește Moscova. Vă spuneam, Republica Moldova nu este o miză pentru Federația Rusă, pentru că Federația Rusă nu are de gând să hrănească acest pământ și acest popor. Dar cum credeți? Care sunt planurile Federației Rusă? Planurile Federației Rusă este de a juca. Vladimir Putin a spus foarte clar, și domnul Costandache a zis, Putin a folosit o platformă de dialog și de negociere. Igor Dodon a venit și a zis, dacă în 2018 partidul meu, Partidul Socialiștilor, va câștiga alegerile parlamentare, voi denunța acordul de asociere. La care Vladimir Putin a scăldat-o și a spus în felul următor, foarte conștient, pentru că așa gândește Federația Rusă. Nu este neapărat denunțarea acordului de asociere, acesta poate fi păstrat, dar noi, Federația Rusă, ne dorim ca în procesul de negociere și de dialog cu a Republicii Moldova, cu Uniunea Europeană, să participe și Rusia. Sau să țină cont de Rusia. Aceasta este vrerea Moscovii. Moscova vrea ca în continuare acest pământ să fie hrănit de Uniunea Europeană, dar cu acordul Moscovii. Și Moscova să fie cea care va stabili limitele relației noastre cu Uniunea Europeană. De ce își dorește Moscova acest lucru? Moscova nu are absolut nimic împotriva relației noastre cu Uniunea Europeană. Pe Moscova o sperie două lucruri. Aderarea noastră, eventualitatea aderării noastre la NATO, pentru că știu foarte exact că în jocurile astea noastre cu Uniunea Europeană am putea să ne scăpătăm între ghilimele către NATO și atunci Moscova nu vrea ca NATO să ajungă la Nistru. Și doi, ceea ce îi sperie, și de asta nu o să scape niciodată, este unirea noastră cu România și în mod implicit devenim membri ai Uniunii Europene și a NATO, și NATO ajunge la dincolo de Nistru. În rest, Moscova nu are nicio problemă că an de an noi vom primi 100, 200 sau 300 de milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru proiecte de dezvoltare, pentru că altfel Moscova știe că dacă obții un teritoriu, așa cum a obținut cum are Königsbergul, cum are astăzi Crimeea, poate astăzi Rusia să-și permită să-și hrănească sau să hrănească poporul din Crimeea și să-l țină în bunăstare, cu siguranță nu. Și sunt sigur că cel mai bine au înțeles acest lucru cei din Crimeea. Moscova este un jucător mare. Moscova de la 1812 nu a dat nimic. Moscova nu va veni niciodată, sau Igor Dodon, dacă este atât de naiv să creadă că prin aceste aplicări și prin lingeri de parchete pe la Moscova va putea cumva să obțină ceva pentru cetățenii Republicii Moldova, niciodată. Iată, să vedeți cum va veni acasă pur și simplu cu absolut nimic. Și Moscova îi va spune, fă asta, fă asta, fă asta, pentru că așa întotdeauna a jucat. Iar dacă Igor Dodon consideră cumva că a discutat de la egal la egal cu
Putin sau Moscova știe să respecte pe el și Republica Moldova niciodată. În Uniunea Europeană, statele se respectă. Există democrație, există transparență, există respect între o țară de 90 de milioane, așa cum este Germania, și o țară de câteva milioane, cum este Luxemburg sau Belgia. Și sunt subiecti egali de drept internațional. Moscova nu a fost și nu va fi niciodată un jucător corect care să țină și să respecte pe celălalt jucător. Ați vrut să interveniți la un moment dat, domnule Constantachi, și a zis că nu este naiv, totuși Igor Dodon. Domnul Dodon este naiv. Nu-i naiv. Aveți o altă părere? Pare a fi. El pur și simplu este o persoană cinică, extrem de cinică, care folosește tot ce este posibil în scopuri personale, pentru imagini personale, pentru o influență, pentru ca el să vadă. Deci orice instrument care ține de dumneavoastră, chiar și partidul dumnealui, și orice ambianță, împrejurări. Deci dumnealui le folosește doar numai pentru personalitatea sa, pentru imaginea sa. Său și pentru a impresiona. Exact. Probabil. Dar s-a scăpat din despre federalizare, dacă toți ne amintim că o vorbi dumnealui și o ține una și bună. Deci vreau să-i amintesc că Republica Moldova, orice, chiar aceeași Elveție, chiar același regat al Belgiei și mai departe. Deci Republica Moldova, dacă privim atent și corect, realmente, deci Transnistria trebuie să fie federalizată, că acolo avem 35% de moldoveni, acolo avem 38% de ucraineni, acolo avem numai 13% de ruși și restul alte naționalități. Acel teritoriu trebuie să fie federalizat. Iar dacă se cere o federalizare, cum ne spun că în Elveția sunt 4 limbi de stat, oameni buni, acea țară este împărțită strict pe landuri, italian, francez, german și elvețian, unde preponderent, peste 98% locuiesc cetățeni care vorbesc în limba italiană, germană sau franceză. Deci, și dacă e să mergem după un model de federalizare, atunci domnul Dodon trebuie să spui că vrem federalizare și va fi implementată federalizare după modelul rusesc, hai să zicem. Atunci, federalizarea și restul sunt alte probleme atunci, care le vom discuta în alte emisiuni. Deci, totuși, vreau să mai insist acum pe finalul emisiunii, în loc de concluzie sau de încheiere. Domnule Constantachi, domnule Munteanu, cine totuși va plăti pentru datoriile la Gaza Transnistriei și cine va plăti în general pentru toate declarațiile și acțiunile aberante din partea lui Igor Dodon? Este un joc politic, este un joc cu mai multe reprize, cu mai multe episoade. Este prețul pe care îl plătim noi, cetățenii Republicii Moldova, pentru democrație. Este un joc dur, dar real, în care avem un președinte al Republicii Moldova, dar limitele constituționale și limitele declarațiilor și acțiunile trebuie să le stabilim acum la început de mandat. Altfel, bubuiul va crește și Dodon nu se va opri în acțiunile lui până nu va satisface și până nu va plăti polițele Moscovei. Noi, cei de la guvernare, avem suficientă capacitate și mandat din partea cetățenilor pentru a ne interpune între dorințele Moscovei și uneltele sale de a destabiliza acest teritoriu și năzuințele cetățenilor noștri de a trăi într-un stat cât mai aproape de standardele Uniunii Europene. Înțeles. Deci eu o să fac referință, doar o referință legată de datoria care Dodon vrea să o pui pe urmenii cetățenilor Republicii Moldova. Eu vreau să-i stric dispoziția sau să-l dezamăgesc pe domnul Dodon că aceasta este o declarație pur populistă, nu are nimic cu realitatea, iar pentru cetățenii Republicii Moldova vreau să le amintesc, să le spun, să-i asigur că această datorie nu va fi pusă niciodată în următorii 300 de ani pe umerii cetățenilor Republicii Moldova, că nu există nicio schemă, niciun mecanism real, instrument, prin care aceasta ar putea fi plasată din Transnistria pe ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova. Iar ceea ce ține de declarații că Republica Moldova, dintr-un punct de vedere, este stat unitar prin datoria față de Gazprom a Rusiei, aici este un joc de elemente economice unde noi,
cetățenii, nu avem nimic comun cu mediul de afaceri generat de către resursele energetice și impuse, practic, prin diferite metode de către Rusia, celelalte părți a Republicii Moldova. Noi totuși sperăm că de la vorbe și la discuția care am avut-o în această seară, în acest studio, vom trece și la anumite acțiuni, chiar prin implicarea dumneavoastră, domnule Munteanu, când veți identifica acele mecanisme, instrumente pe care, odată și odată, să începem a-l pune la punct pe acest auto. Eu, în calitatea mea de expert economic, vă asigur că eu o să mobilizez toată societatea economică contra la aceasta. Am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Să aveți o seară frumoasă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, cei care ați fost și în această seară aici cu noi la Piața Unirii. Să aveți o seară frumoasă în continuare, alături de toți cei dragi dumneavoastră. Pe curând!